Bună seara, l-am alături pe Daniel de la FCG. Bună seara. Bună seara. Cum a fost meciul în această seară? Destul de greu. Ne-au lipsit și vreo 2-3 jucători, dar în prima repriză am fost destul de aproape de echipa adversă și ne-a lipsit un pic de noroc în a doua repriză. Numai norocul a făcut ca adversarul să se detașeze? Norocul și a fost și un pic arbitrii, a ținut cu echipa adversă. Au fost 2-3 faze care sunt discutabile și nu le-au văzut. Și asta e, s-a întâmplat. Am luat bătaie, mergem înainte, capul sus, vedem ce facem etapa viitoare. Ce le reproșați arbitrilor? Arbitrii au fost 2-3 faze discutabile care nu le-au acordat în favoarea noastră. A fost un hands destul de evident în marginea careului și au mai fost vreo 2-3 faulturi. Cam atât. În rest, cred că și-au făcut destul de bine treaba. Veți face un proces verbal pentru a lua acest lucru în discuție la Comisia de Disciplină? Da, cu siguranță vom face un proces verbal să vedem ce măsuri se iau. Revenind la meci, puteți descrie cele două reprize? Prima repriză a fost destul de echilibrată, ne-am ținut destul de bine, iar a doua, nu știu ce s-a întâmplat, cred că am cedat noi fizic și asta a fost. Ați remarcat pe cineva din echipa adversă? Au fost 2-3 jucători destul de buni și, repet, nu ne-a lipsit. Chiar golgheturul echipei ne-a lipsit, Marius Burlan și asta e. Capul sus și vedem data viitoare ce se întâmplă. Care a fost momentul în care ați simțit că ați pierdut controlul meciului? Cred că s-a rupt echilibrul undeva pe la scorul de 2-1 când am primit golul. După aia a fost și un autogol din partea noastră și cred că s-a cam rupt acolo jocul. Credeți că veți reuși să vă mobilizați pentru etapa viitoare? Sper și vreau să reușim chestia asta, că deja avem două înfrângeri și nu e bine. Sper să reveniți la victoria din prima etapă. Multă baftă! Și noi sperăm. La revedere, o seară bună! O seară bună, la revedere! Nu uitați să dați like paginii noastre de Facebook Liga Prieteniei și să vizitați site-ul nostru www.ligaprieteniei.com. Mulțumim sponsorilor de la Homa Sport Shop și Cipita. O seară frumoasă vă doresc! Thank you.